o lasă așa și cum o filmez. Și pe mine și se adunare, bine? Prin bună locului tău, Doamne, de paragogia tvelea, pe numele lui Iisus Hristos, de Nazaret, Doamne, mai ridică predicatoria puternicii, Doamne, pe numele Domnului Iisus Hristos, de Nazaret, lucrează, Doamne, este o seară de rugăciune, Doamne, te chemăm în seara aceasta, Doamne, iată, zice Duhul Sfânt, că despre tine, bărbatule, zice Domn, se vede întinderea osanagului unei aripi străine și o umbră, zice Duhul Sfânt, sub care se ascunde niște suflete osanagului care se dau drept copiii mei, zice Duhul Sfânt. Fii cu luare de aminte, zice Domn, și nu te amesteca în lucrurile lor, zice Domn. Rămâi, zice Duhul Sfânt, o să mers lângă cei care fac voia mea, strigă Duhul Sfânt, căci iată am în vedere, zice Domn, să mă ating de tine, strigă Duhul Sfânt, să îndrept lucrurile în jurul tău, căci mulți se întreabă în jurul lor, o să n-ale, la pedepsi Dumnezeu, Osana, sau e mâna celui preanalt care apasă. Astăzi îți spun, suflete, o să n-ale, căci e vremea trezirii tale, strigă Duhul Sfânt, căci nu va trece o vreme și îmi vei vedea mâna și puterea, trezește-te, căiește-te, pocăiește-te, zice Domnul, amin. Așa vorbește Duhul Sfânt, în scurtă vreme, vrăjmașul tău va coborând să râne, zice Domnul, o să n-ale, căci iată, zice Duhul Sfânt, în mijlocul triumfiei lui, zice Domnul, o să n-ale, Osana, aleluia, oh! L-am lăsat să urce pe trepte înalte, strigă Duhul Sfânt, căci iată s-am crescut în puterea lui, zice Domnul, și ușa ți-am cuiat-o, zice Domnul, Osana, dar îngăduit de mine, strigă Duhul Sfânt, iată în scurtă vreme, voi face o dreptate, strigă Duhul Sfânt, de pe mulți va înfiora, zice Domnul, Osana, căci iată te iubesc, bărbatule, strigă Duhul Sfânt. Și astăzi s-a vorbit prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Slăvem pe tine ca să facem numele prin numele Tău. Lăudăm pe tine, Doamne, că ești merită să se așa. Pe slava lucrurile tale, Doamne. Te rugăm, Mesia. Dumnezeul meu, acel care te rugăm, Mesia. Aleluia. Iată, zice Domnul, biciul care adeseori îți stă înainte, zice Domnul, e vremea să-l lași jos. E vremea să te căiești și mai mult, să lași iuținia. Căci am în vedere, zice Domnul, să modelez sufletul tău, strigă Duhul Sfânt, la altodafșivrie de volte și să las peste tine un duc de pace, zice Domnul, ăsta mare, ca oamenii din jurul tău să vadă. Schimbarea, strigă Duhul Sfânt, care eu vreau să aduc în dreptul tău, îți cunosc bunătatea, îți cunosc mila, zice Domnul, căci eu Domnul i-am lăsat peste tine, strigă Duhul Sfânt. Voi lucra la un suflet drag, zice Domnul, Osana, și vei da lacrimi de bucurie și vei striga că-și cu adevărat a sfătuit cel prea înalt.
Te rugăm, Tată, din ceri. Întinde-ți mâna ta pe curată, Doamne. Mâna ta care o pot pironită, Doamne. Ia, Doamne, să aprindă în această seară, Doamne. Ia, Doamne, să ridice, să îmbărbăteze, Doamne. Numai mâna ta, Iisus, în numele Domnului Iisus, să te mulțumim. Salut, et menia, se veliti, et menia. Va și baracnaia, te praino de volt, așa-ți vorbește Domnul. Iubesc sufletul tău, strigă Duhul Sfânt. Și iată, mila mea este mare față de sufletul tău. Am în vedere, strigă Duhul Sfânt, să lucrez și la acest suflet pentru care mă chem și mă strig. Lasă n-a dat șabrie de velta, raste nevuia, căci iată strigă Duhul Sfânt. În întuneric se văd niște ochi care te pândesc de-o vreme. Și iată strigă Duhul Sfânt, am în vedere să te păzesc. Pentru o lucrare pentru care mă strigi, zice Domnul, câtă vreme vei rămâne în adevăr, strigă Duhul Sfânt, și mă vei chema, zice Domnul, Osanane. Iată, brațul meu va rămâne peste tine, strigă Duhul Sfânt, și chiar în scurtă vreme, zice Domnul Osanane, voi închide poarta vrăjmașului prin care intră și am să las o bucurie peste cortul tău și viața ta. Amin. Lăudați și preamăriți să se rând, Doamne, din ați fericit. Așa cum ești de bun și minunat, te laudă preamăriți pe tine că tu ești cum și Doamne și adevărat. Te rugăm pe tine, lucrează tu, Doamne, Interesantă producarea la fratele dinaintea. Dacă se vedea o aripă sau nu era aripa columbetului, era o aripă de vintele. Foarte așa mare și întunecat. Aici era o echipă de frați, de frați columbele. Erau niște pocăiți care voiau să te tragă acolo lângă ei. Dar nu era voia lui Dumnezeu. Pentru că oamenii ăștia vizesc lângă. Sunt oameni de mâncă. Sunt oameni care au făcut o tare în dragă și Dumnezeu de asta a făcut o tare în dragă. Nu mai cerut la oameni care au făcut o tare în dragă. Dumnezeu a fost de despărțire de Dumnezeu și Dumnezeu. Este cum să-L învățesc și mai mult pe tine și mai mult. E vremea să ne trezesc la oamenii care au făcut la Dumnezeu, ca Dumnezeu să poată lucra. Pe urmă am văzut ca și când s-a lăsat asta peste familia ta, era un lucru care nu erau părinte și plăcute. Și apoi pe urmă Dumnezeu va face. Am văzut un păstor la fratele meu. Păstor era omul ăsta. Tare oare cumva își bătea joc și de lucrarea Duhului Sfânt și și de lucrătorul Duhului Sfânt. Și-o râs multă vreme. Dar Dumnezeu l-a îngăduit o vreme pentru îndreptarea lui și nu s-a îndreptat. Și în triumfăția lui și nu cred că el va face. De acolo Dumnezeu îl va lua și în scurtă vreme va așa de oamenii ăștia și vor unii vor înțelege că Dumnezeu a făcut lucrarea asta. Nu Domnul fie slăbit. Apoi eu pot lucra aia pentru tine. Dumnezeu te iubește foarte mult. Și El veghează asupra ta și are în vedere să lucre în dreptul vieții tale. Erau ca și când ar fi niște ochi în umbră și te pindeau. Restul cel rău știe unde suntem noi mai slabi. Uite, eu îți dau exemplu pe mine. Mie când îmi ziceau ceva de tata sau de mama, unul, doi, mi se întrista inima asta așa
Și cel rău știa lucrul ăla. Și tot cu lucrul ăla venea să mă întristeze să nu mai lucru pentru Dumnezeu. Ochii ăștia din umbră te pândesc. Dacă tu vei sta lângă Dumnezeu, Dumnezeu îți va da biruință și ușa celui rău se va închide. Și Dumnezeu va veni cu binecuvântare în casa ta, dar depinde de tine dacă vei asculta. Dumneata și tu să mai iute de tine. E tare a venit Dumnezeu. Ba cu nebdii, ba cu răbdarea, ba cu asta. Domnul a zis că să lași parte și să lași pe Dumnezeu să-ți iei El controlul în viața ta, care în vedere să te modeleze și se vedea ca și când ar fi pus pe o roată, ocupat de El și a început Domnul să te modeleze. Dumnezeu va zdrobi și va da o formă plăcută Lui ca să se vadă că tu ești un slujitor și un copil al Domnului. Dumnezeu să te binecuvânteze.